Avem o nouă listă oficială cu produsele alimentare care vor avea adaos comercial plafonat în următoarele 2 luni. Lista este mult mai scurtă, cu doar 17 produse și printre ele nu se mai regăsesc alimentele specifice Paștelui, deși guvernanții așa promiteau. Au fost eliminate așadar cozonacul și carnea tocată și au fost adăugate untul și magiunul, ceea ce i-a revoltat și mai tare pe comercianți, având în vedere că abia ce au mărit prețul de la 1 ianuarie odată cu creșterea TVA. Pe de altă parte, măsura e o sabie cu 2 tăișuri pentru românii de rând, care plătesc deja mai mult pentru alte produse scumpite de retail. În încercarea de a transfera pierderile suferite din cauza plafonării. Noua listă de alimente care vor avea adaos comercial plafonat pentru încă 2 luni conține 17 produse în loc de 21 ca până acum, potrivit proiectului de ordonanță pus în dezbatere publică. Din listă au ieșit cozonacul, orezul, bulionul, margarina, drojdia și carnea tocată. Însă au fost introduse în schimb magiunul și untul. Plafonarea nu acoperă și perioada Paștelui, iar carnea de miel nu se va vinde mai ieftin, așa cum spuneau inițial guvernanții. Nimeni nu s-a opus prelungirii plafonării, așa cum nu a avut nimic de obiectat când s-a întâmplat prima dată. Asta pentru că fiecare dintre retaileri și-a făcut calculele și a realizat că poate scoate banii din alte părți. Scumpirilor au apărut ceva, dar vor apare și mai multe dacă persistă foarte mult plafonarea în zonele de produs neplafonat. Și aici discutăm de partea de cosmetice, de detergenți, de hârtie igienică, de role de bucătărie. Acolo, nefiind plafonate, retailerii vor încerca cumva să-și echilibreze pierderile din zona de plafonare. Potrivit unei platforme de monitorizare a prețurilor, unele produse s-au scumpit și cu 30% în ultimele 3 luni. De exemplu, un simplu fixativ de păr se vinde acum cu aproape 10 lei mai mult. Și 4 role de hârtie igienică sunt cu 3 lei mai scumpe, iar detergentul de rufe de 6 litri costă cu aproximativ 30 de lei mai mult. E o prostie cu prelungitul, cu oricum s-a mărit prețul la toate. Așa că ce spune ei că s-a prelungit, asta e vrăjeală. La cine ați văzut scumpiri? Păi aproape la majoritate. Premierul Marcel Ciolacu a transmis că era nevoie de prelungirea plafonării, având în vedere scumpirile speculative din ultima perioadă și că prețurile din zona alimentară au scăzut de până la 3 ori din luna iunie anului trecut, de când a fost introdusă măsura.